Sportivii de la secția de atletism a Clubului Sportiv Școlar Zalău încep în acest weekend asaltul spre primele medalii din actualul sezon competițional. Sâmbătă și duminică, în sala de atletism din incinta Complexului Sportiv Național Lia Manoliu din București, va avea loc etapa finală a Campionatului Național de Sală, competiție rezervată categoriilor de vârstă, seniori și tineret. La startul întrecerilor va fi prezentă și o delegație de 4 sportivi de la Clubul Sportiv Școlar Zalău, însoțită de profesorul Nelian Iancheș, antrenorul celor 4 atleți. În cadrul celor 2 reuniuni atletice ale campionatului național, programate sâmbătă între orele 9-13, respectiv duminică între orele 11 și 13:30 de minute, fiecare sportiv zălăuan va lua startul la cel puțin 2 probe. Primii 2 sportivi sălăjeni care vor intra în focurile întrecerilor sunt Fucco Florin și Robert Parge. Cei 2 tineri alergători vor fi prezenți sâmbătă dimineață, începând cu ora 10:30 de minute, la startul probei de 400 de metri. Tot sâmbătă, dar de la ora 11:25 de minute, vor intra în concurs și ceilalți 2 elevi ai profesorului Nelian Iancheș. Raul Crecan, cel mai experimentat dintre cei 4 sportivi ai Clubului Sportiv Școlar Zalău, prezenți la competiția din capitală, și Andrei Oneș, vor concura în cursa de 1500 de metri. În cea de-a 2-a reuniune, programată duminică, Raul Crecan, Fucco Florin și Robert Parge vor concura începând cu ora 11:40 de minute în cursa de 800 de metri, iar la interval de mai puțin de o oră și jumătate, cei 3 sportivi alături de Andrei Oneș vor lua startul în cadrul cursei de ștafetă 4x2 tururi. Pentru atleții de la CSS Zalău, toți aflați la vârsta junioratului, șansele de a câștiga o medalie sunt minime, dar întrecerea din capitală reprezintă un ultim util test înaintea campionatului național de junior 1, competiție programată peste o săptămână în capitală.